Un studiu sugerează faptul că paracetamolul pe termen lung ar putea crește riscul de atac de cord și accident vascular cerebral. Medicii ar trebui să se gândească la riscurile și beneficiile pacienților care îl iau pe parcursul mai multor luni, spun cercetătorii. Aceștia subliniază că administrarea analgezicului pentru dureri de cap și febră este sigură. Alți experți spun că este nevoie de cercetări pe mai multe persoane, pe o perioadă mai lungă de timp, pentru a confirma rezultatele. Paracetamolul este utilizat pe scară largă în întreaga lume ca remediu pe termen scurt pentru dureri, dar este prescris de asemenea pentru a gestiona durerea cronică, în ciuda faptului că nu există prea multe dovezi cu privire la beneficiile sale pe termen lung. Multe persoane au primit prescripție pentru acest analgezic, însă dacă au și hipertensiune arterială, ar putea fi mai expuse riscului de atac de cord și accident vascular cerebral. În timpul studiului au fost urmăriți 110 voluntari, dintre care 2/3 luau medicamente pentru hipertensiune arterială. În cadrul unui studiu randomizat, aceștia au fost rugați să iau 1 gram de paracetamol de 4 ori pe zi, timp de 2 săptămâni, o doză obișnuită pentru pacienții cu dureri cronice și apoi pastile active sau placebo, timp de alte 2 săptămâni. Studiul a arătat că paracetamolul a crescut tensiunea arterială, unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale, a declarat profesorul James Dear, farmacolog clinician la Edinburgh. Cercetătorii îi sfătuiesc pe medici să le administreze pacienților cu dureri cronice o doză cât mai mică de paracetamol și să-i supravegheze îndeaproape pe cei cu tensiune arterială ridicată și cu risc de boli de inimă. Pe de altă parte, utilizarea pe termen scurt a paracetamolului pentru dureri de cap sau febră este în regulă, relatează avantaje.ro.